Pentru clipul ăsta am zis să aleg și eu să port ceva cât de cât să se potrivească cu Hollywoodul anilor 20-30, ca în Babylon, despre care vorbim azi, nou film al lui Damien Chazelle. Știi, Hollywoodul anilor, nu știu dacă se potrivește, dar era cam singura chestie care poate era în ton. Este acum în cinema Babylon, nu știu ce caut în ianuarie, dar... Știți probabil de Damien Chazelle, îl știți din filme sau pentru filme ca Whiplash, foarte mișto, La La Land, pentru ce a vrut să fie, iar foarte mișto, da, nu prea e revizionabil, nu e pentru toată lumea și chestii, poate nici First Man. First Man mi-a plăcut mai mult decât La La Land, toate emoționante, toate au avut un impact de un tip sau altul, știi, pentru ce a vrut fiecare film să fie, regizate superb. Toate, probabil pe primul loc e Whiplash, pe locul 2 este Babylon, pe locul 3 First Man și după aia La La Land, toate sunt de top. Nu pot neapărat să pun degetul pe o premisă, să spun despre ce e filmul Babylon. Urmărim niște personaje la începutul carierei, Margot Robbie, bine, personajul lui Brad Pitt nu e chiar la începutul, e mai spre sfârșitul carierei. Mă rog, și încă alții, un cameo foarte mișto, dacă n-ați văzut trailere, o să fie o surpriză foarte, foarte mare și foarte mișto, n-o să zic, cred cine știe despre ce vorbesc, nu contează, dar mă rog, urmărim niște personaje, niște oameni, unii la început, alții mai spre sfârșit, nu știu ce, pe o perioadă foarte lungă de timp, n-o să spun nici cât, să nu stric nimic, să intrați neștiind mare lucru. Dar suntem pe la începutul anilor 20 sau mijlocul anilor 20 în Hollywood și vedem chestii din culise, de pe platouri, din culisele celebrităților și producătorilor și tuturor. Știi? Și poți să spui că este și un film despre evoluția, poate cinematografiei un pic și despre personajele astea, nu știu ce. Este o dramă, este și foarte mult umor, adică a fost, cred că am râs și a fost mai distractiv decât majoritatea comediilor pe care le-am văzut în ultimul timp, de foarte mult timp. Este atât de bună dramă pe cât e comedie, nu știu cum a reușit chestia asta Damien Chazelle, și foarte emoționant, nu pentru toată lumea, cred că o să aibă succes extraordinar la cine lucrează în industria, are vreo legătură în industria cinematografică, probabil și televiziune, nu știu, orice legătură din asta, probabil o să aibă un succes extraordinar și o să fie de nota 10 pentru ei, o să fie probabil aproape de nota 10 pentru cinefili înrăiți sau cinefili în general, dar este în același timp, are foarte multe chestii și pentru oricine vine la cinema, oricine, o persoană care n-a mai fost la cinema de 10 ani, eu zic că va găsi multe chestii care să aibă impact asupra persoanei respective, să se distreze, să fie interesant, să se amuze măcar. Singura mea problemă cu filmul a fost că e aproape cât Avatar, are 3 ore și un picuț. E aproape cât Avatar sau la fel, pe acolo oricum. Ceea ce nu s-a simțit, la Avatar nu prea am simțit, foarte puțin, la ăsta s-a cam simțit spre final. Ar fi putut să mai taie din niște chestii, dar în același timp n-am vrut să taie din niște chestii. Iar, alt paradox, au fost câteva scene foarte mișto, Una din ele, actrița care a jucat și în Peaky Blinders și a murit de curând, are o scenă la un moment dat, un monolog cu Brad Pitt, care a fost atât de emoționant, mai ales când mi-am dat seama pe la jumătatea monologului, deja mi se înlăcrimau ochii și pe la jumătatea monologului mi-am dat seama că se potrivește extraordinar ce spune ea cu faptul că se potrivește. Mă rog, e cu atât mai emoționant că a murit actrița respectivă și ce spune în momentul ăla m-a lovit atât de tare că mi-au dat lacrimile, pur și simplu. Deci nu scoteam un sunet, nu aveam nimic, era o expresie totală, eram atent la film și simțeam cum îmi cad lacrimile pe față. Am zâmbit la un moment dat că mi-am dat seama că m-am șters. Mai o scenă cu niște duble, nu reușesc să facă o scenă, nu reușesc să filmeze o scenă pentru că tot apar diferite chestii, diferite probleme, diferite, mă rog, întreruperi, greșeli și nu știu ce, și sunt foarte multe duble, iar a fost foarte amuzantă, foarte
și sunt multe scene tensionate, sunt multe scene cu adică atât de mult suspans că aproape că mă lua amețeala la un moment dat pe mine. Eu, care am văzut de mii de filme și felul în care regiza și tot construia în continuare scenele astea care a vrut să fie violente, scârboase, știi? A vrut să le facă șocante. N-au fost, poate au fost și unele șoc de dragul șocului, dar nu. A avut un motiv. A vrut să îți transmită, să construiască imaginea unei anumite chestii. Nu pot să spun exact ce, fără să, nu știu, intru în spoilere oarecum sau ceva, dar de fiecare dată când era o scenă din asta scârboasă, la care ai putea să spui de ce trebuia să arate aia, e prea mult, e prea nu știu cum. Nu, a vrut să-ți transmită și să picteze imaginea. Depinde cum o luați, depinde de gusturi, depinde poate și de starea de spirit. E genul ăla de film. Dar a avut atât de multe chestii, indiferent de cum îți va părea ție personal la sfârșitul filmului, a avut sigur cel puțin o chestie care să placă oricărui gen. Actoria extraordinară, Margot Robbie, este... își merită cel mai de vârf top, oriunde ar ajunge, orice ar face, orice ai vedea despre ea că a ajuns cât de sus se poate, merită. După filmul ăsta m-am convins că merită. Și Brad Pitt, totuși, ok, nu e aproape de Margot Robbie, dar încep să-l văd cu alți ochi și pe Brad Pitt un pic. Nu știu, mie personal mi-a plăcut foarte mult. Da, poate a fost o chestie de moment, poate a fost... Bine, sigur e la prima vizionare, e și la cald. La a doua n-aș mai putea. La Avatar am fost de două ori, la ăsta n-aș mai putea să-l mai văd încă o dată, în niciun caz. La fel cum nici la La Land poate n-aș mai putea să-l văd încă o dată. Indiferent că trec 10 ani, 20 de ani, nu știu, n-aș mai putea. Dar asta nu înseamnă că pentru ce a vrut să fie, n-a fost pentru mine personal, e un minus, poate dublu minus 10, hai să nu-i dau chiar un minus 10, dar minus 10 pentru mine, Babilon, nu știu ce caut în ianuarie și sunt sigur că nu o să fie multă lume pe acolo, poate o să fie și de 10, dar majoritatea probabil că nu o să rezistați 3 ore poate, contează foarte mult gusturile, experiența fiecăruia, e greu, e genul ăla de film, nu știu ce, cum mi se va schimba, dacă mi se va schimba până la sfârșitul anului, dar deocamdată eu zic acum că n-are cum să rateze top 10 2023, mergeți dacă aveți puterea, răbdarea de a rezista 3 ore la un film care nu e Avatar, dar care are foarte multe chestii să vă țină atenți, cred că va reuși. A fost și o scenă la sfârșit de tot foarte emoționantă pentru mine, foarte mișto editată cu muzica și cu nu știu ce, cu evoluția cinematografiei care de la începutul începuturilor până unde suntem în ziua de azi a fost o chestie așa care cred că m-aș fi bucurat mai mult de ea și ar fi avut impact mai mare dacă n-ar fi fost la sfârșitul celor trei ore. Aia chiar aș vrea să o mai revăd odată, cred că ar avea un impact și mai mare a doua oară, uitându-mă doar la alea, nu știu, ultimele 10 minute de film. Foarte mare impact pentru mine. Vizionare foarte plăcută, nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru notificări, deveniți membri dacă veți ajutați canalul. Curios, foarte curios de părerile voastre la asta. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.